Canalul Poarta Albă Midia-Năvodari a fost oficial deschis navigației pe 26 octombrie 1987. Construcția acestei ramuri nordice a canalului Dunăre-Marea Neagră a început în 1983 și a durat aproximativ 4 ani. Peste 200 de oameni au muncit la proiectarea canalului. În total, are o lungime de 31,2 km și este situat între portul Midia, kilometrul 0 al canalului, și confluența cu canalul Dunăre-Marea Neagră, în dreptul localității Poarta Albă. Am condus proiectarea lui. Eram un colectiv de 225 ingineri și tehnicieni proiectanți. 225. Dintre ei am rămas mai puțini. Uite, sunt unul care am condus acest colectiv din 1973. În continuare, în 82 am primit sarcina pentru ăsta, în 73 am primit sarcina pentru cel mare, canalul mare. Provocarea e mare în sensul că dacă pe vremea aceea știați dumneavoastră, dacă nu ieșai bine și nu ieșai bine, erai vinovat. Așa că trebuia să ai grijă cum gândești, ce gândești, cum socotești, ce faci. Canalul Poarta Albă Midia-Năvodari are mari șanse să nu rămână singurul frate al marelui canal Dunăre-Marea Neagră. Despre canalul Midia. Păi, da, sunt, în 1983 a fost în stadiu de proiect, în 87 s-a finalizat canalul Dunăre-București, canalul Poarta Albă Midia-Năvodari. Există acest canal Dunăre-București, este la stadiu de studiu de fezabilitate, am trecut printr-o comisie interministerială și avem un aviz favorabil. Acum așteptăm finanțarea pentru acest canal. Cam când credeți că ar putea fi posibilă finalizarea lui? Finalizarea este în 48, în 4 ani de zile s-ar finaliza. Noi ne rugăm și încercăm să obținem finanțarea din anul 2013. Canalul Poarta Albă Midia-Năvodari se situează în clasa a 5-a de canale interioare. De-a lungul său se află portul Ovidiu, amplasat lângă ecluza Ovidiu la kilometrul 11 pe malul drept al canalului Poarta Albă, și portul Luminița, amplasat în partea de nord a lacului Tașaul, la 5 km distanță de ecluza Năvodari.